Poliția municipiului a fost sesizată de un bărbat de 53 de ani din Drobeta, Turnu Severin, cu privire la faptul că fratele său ar fi fost agresat fizic și s-ar fi sustras telefonul mobil. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un bărbat de 49 de ani ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 47 de ani, în timp ce se aflau în zona Banovița, din Drobeta Turnu Severin, împreună cu un alt bărbat de 31 de ani, acesta din urmă, sustrăgându-i persoanei vătămate telefonul mobil din buzunar. Bărbatul de 49 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 53 de ani din Drobeta Turnu Severin cu privire la faptul că fratele său de 49 de ani din aceeași localitate ar fi fost agresat fizic și s-ar fi sustras telefonul mobil. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un bărbat de 49 de ani ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 47 de ani, în timp ce se afla în zona Banovița. Prejudiciul a fost recuperat și urmează a fi restituit persoanei vătămate. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare.